Bună ziua! Sunt în vârf de deal, bate vântul strașnic. Uitați ce peisaj frumos! Dealurile Dobrogei. Eu o să vizitez peștera, mănăstire Casian. Mai am cam 3 km. Drumul este de piatră, dar piatră măruntă, se merge ok. Îți prăfuiești mașina, dar în rest este ok. Uitați dealurile Dobrogei, ce faine sunt. Aoleu! Sper să ne auzim. Îmi ia telefonul din mână vântul. Ne vedem la peștera Casian, peștera Mănăstire Casian. Imediat ajung la Mănăstirea Sfântului Casian. Cam așa este drumul. Este din piatră, dar este ok. Foarte frumoasă biserica. Și de aici trebuie să găsim și peștera Sfântului Casian. Peisaje frumoase, peisaje de Dobrogea. Am fost întâmpinat de 3 mâțe simpatice. Sigur, o să primească și ele ceva. Of, ce... Ce faine sunt mâțele! Peștera Casian. Și viața Sfântului Ioan Casian. Mănăstirea Sfântului Ioan Casian se află în Dobrogea, Constanța. Locuri creștine, autentice, ce păstrează încă duhul de liniște și înălțime al monahismului. Dealul Casienilor, de centrul unor site-uri arheologice, în parte necercetate, un ansamblu de grote și adăposturi uitate lăsate în izvoriște. Bate vântul ceva de nedescris. Este furtuna. Sper să ne auzim. Îmi ia telefonul din mână, dacă vedeți. Mănăstirea s-a ridicat în anul 2001 prin strădania părintelui stareț Justin Petre. Părintele stareț a avut planuri mari pe dealul Casienilor să facă un ansamblu monahal, bibliotecă, muzeu și ziduri înalte, castel de apă și corpuri de clădire pentru pelerini. Vai de mine, ce mare mă duc. O să filmez doar. Orice să zic, nu o să se audă, este furtună.
aici este spre peștera. Ia uite-i. Este aici un magazin. Vin de butuc 20 de lei, pădincă 75, vin demi-dulce 35, dulceață de ciușcă 25, miere 40, dulceață de smochine, dulceață de gutui, vișine, caise, muștear, zacuscă, cât de tare! Mâțile s-au urcat pe mine. Vai, dar ce vânt este! Da, da, frumoasă! Mergem acum și la peșteră. Spre peșteră. Nu rupeți ghiocei, florile, bucurați-vă de frumusețile zonei, Măicuța Domnului o să vă plătească. După ce o să plec de aici, nu știu dacă o să pot să fac grătar undeva. Bate vântul foarte, foarte tare și pe aici nu văd niciun loc adăpostit.
Uitați ce peisaje frumoase sunt în Dobrogea. Drumul către peșteră este chiar foarte fain, peisaje superbe, ia uitați aici. Sunt băncuțe cam la 50 de metri, uitați, sunt niște oameni care stau pe băncuță. Coșuri de gunoi. Este primul loc din Dobrogea care pot să vă recomand să-l vizitați. Aveți indicatoare cum să ajungeți. Foarte curat. Până acum totul este impecabil. Uitați ce peisaje frumoase. Știați că există așa ceva în Dobrogea? Cât de fain. Cam abrupt. Vai cât este de frumos aici. Vai cât este de frumos aici. O să continui pe acolo. Este destul de abrupt și nu vreau să mă gândesc când o să mă întorc. Oh. Această încă cu ce seamănă? Habar nu. Aoleu, e pește să mă și întorc.
ultimele trepte. Aolea. Aici este din ce în ce mai abrupt. Mama mia. Eu am și o lanternă cu mine. Aștept să iasă. Sunt acolo. Este o familie. Și eu și eu. Ia uite. Sfântul Ioan Casian era de neam scit dacoroman, născut în provincia romană Sciția Mica, la Marea Neagră, unde locuiau mai ales dacoromani. Învățatul călugăr purta numele locului natal. Născut pe la anul 360, într-o familie de oameni de frunte, el a primit o educație aleasă într-una din renumitele cetăți grecești de pe tărâmul Apuseanu la pontul Euxin, partea Tomisului. El cunoștea bine cultura greacă și latina. Se pare că a intrat de tânăr într-o așezare monarhală din regiune, unde a dobândit o pregătire teologică. De pe platoul Casienilor, aici unde suntem noi, cuprins toată pustia Sciților Minor, dealuri și pădurea de stejar pitici îi poartă numele. Totul aparține neamurilor Casienilor, locuri de pășune, iarbă și poteci, satul de peste râul Casincea, în care acum nu a mai rămas decât un pâlc de trei case, un sat cândva de țărani nobili. Abrupt. Așa arată intrarea în peștera. Sfântul Ioan Casian. De aici peștera se desparte în, cred că, în două, văd acolo o intrare și în stânga o intrare. Asta este drumul de întoarcere. Uitați cât este de abrupt. Și după trebuie să urci mult. Drumul de întoarcere este și mai greu.